Consilierii municipale au aprobat înființarea Poliției Locale Zalău prin reorganizarea Poliției Comunitare începând cu data de 1 iunie 2011. Poliția locală va fi doar cu numele la Zalău pentru că va îndeplini aceleași atribuții ale Poliției Comunitare, iar noile compartimente vor fi ocupate de personal abia anul viitor. Primul motiv pentru care foștii polițiști comunitari nu vor putea îndeplini atribuțiile polițiștilor locali este că aceștia nu au fost încă școlarizați. Pentru constituirea brigăzii de poliție rutieră, polițiștii comunitari vor face timp de un an practică de circulație rutieră la nivel local, în baza unui protocol încheiat cu Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj. Prin urmare, până la înființarea noilor structuri ale poliției locale și școlarizarea pentru noile atribuții, polițiștii locali vor îndeplini aceleași atribuții ca și până acum, asigurarea ordinii și liniștii publice în municipiul Zalău.